Bună tuturor, eu sunt Jernea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă vorbesc, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți, e-mail-uri, mesaje pe Facebook. Primesc o grămadă de mesaje de la voi și mai ales că în ceea ce privește dieta și slăbitul, chestia asta am făcut-o și pe canalul italian și de acolo primesc o grămadă de mesaje și pentru asta m-am hotărât, fiindcă acum mă simt mai bine, pentru că acum după 5 luni, 6 luni aproape, am pierdut 33 de kilograme, sunt super fericită și mai ales pentru că este meseria mea, m-am hotărât să vă ajut într-un alt fel de mod decât până acum, fiindcă este meseria mea, deci eu sunt, am o specializare în alimentație, m-am hotărât să, și mai ales pentru că nu pot să vă răspund la toate, nu reușesc să vă urmăresc pe toate și ca să vă pot urmări mai bine, m-am hotărât să fac chestia asta pe pagina și pe blogul meu, adică o să vând dieta mea, să spunem așa, vând. Hai să o luăm pe treptă. Vedeți că nu prea sunt eu în stare să vând chestii. În fine, mergem pe blogul meu, Dieta Janina, ok? Și hai să vă citesc ce am scris aici. Bună, numele meu este Janina, am 39 de ani și am un doctorat în științe infermeristice cu specializare bla bla în alimentație clinică. Am fost întotdeauna... Am avut întotdeauna probleme cu greutatea, am tendința de a mă îngrășa foarte ușor, am făcut multe diete, am încercat medicamente. Cred că toată lumea pe pământul ăsta care a avut probleme cu greutatea a cumpărat medicamente. Eu am cheltuit. Dacă aș ști câți bănuți am aruncat eu, luați așa, luați și aruncați pe geam. Pentru că medicamentele nu te ajută, medicamentele sunt periculoase. Chiar și chestiile alea care le vinde ăștia, Garcina, toate minunile alea care le vinde, care le vând online, sunt toate porcării, nu te ajută să slăbești. Singura chestie care te ajută să slăbești e să ai ambiție, constanță și să mănânci sănătos. Nu există altă minune pe pământul ăsta care să poată să te ajute altfel. Hai să continuăm. Medicamente, ceaiuri, creme, am luat amfetamine. E bine, eu am avut o perioadă când ajunsesem să iau amfetamine. Eu nu m-am drogat în viața mea, nu am fumat marihuana, habar nu am, nu știu și nici nu vreau să știu. Dar în momentul în care am luat amfetamine, eram ca o drogată. Oameni buni. Și mâncarea este un drog, este o dependență. Din păcate, persoanele obeze se leagă foarte mult mâncării, pentru că mâncarea, pe o parte, îți dă o binestare de moment, dar pe cealaltă parte îți cauzează un rău interior care duce la boli de inimă, de hipertensiune și nu mai vorbim, lasă, când noi fi bătrână îmi bolnăvesc. Nu, sunt oameni de 35-40 de ani care mor de infarct. De ce omor oamenii de infarct? Pentru că nu au mâncat sănătos în viața lor. Nimeni nu spune să nu mai mănânci niciodată o găoașă prăjită, dar măcar 5-6 zile pe săptămână mănâncă sănătos. Și o zi te prostești și mănânci Nutella, prăjituri și ce vrea mușchite. Aia este toată chestia, să fii constant, să fii echilibrat, pentru că îți distrugi viața. Hai să trecem mai departe ce am mai scris eu aici. Așa. Amfetamine, bine că în Italia cel puțin nu sunt legalizate, sunt droguri și nu luați copii, nu luați. Nu luați că vă face foarte rău. M-am înfometat. Am avut tendințe de bulimie. E bine, nu numai tendințe, am fost bulimică, îmi provocam vomitul. Mi-e rușine să spun chestia asta, dar vă spun ca să înțelegeți că eu am trecut cum trecești voi, cum treci tu, cum treci tu. Cine are probleme cu greutatea, psihologic, nu este o persoană
sănătoasă, are multe probleme psihologice. De aia singur trebuie să veniți afară din chestia asta, pentru că nimeni nu vă poate ajuta. Câți bani ați da voi, câți doctori v-ați duce și câte medicamente ați lua, nu o să reușiți să slăbiți dacă nu vă puneți în cap să slăbiți voi, să schimbați stilul de viață. Am încercat nenumărate diete, am fost la mie, deci slăbeam, dar apoi luam dublu în greutate. Nu reușeam să duc nicio dietă până la capăt. Chestia asta tot la fel, pentru că nu ești urmărit oricum constant, adică te duci o dată pe lună sau o dată la două săptămâni la persoana aia și nu reușești să fii controlat. De aceea eu o să vă urmăresc zi de zi. Mergem mai departe. Ispite sunt la orice colț de stradă, e greu să te abții. Tocmai din cauza asta sunt aici să vă spun, să spunem așa, secretul meu. Din păcate, societatea noastră, de când suntem mici, ne bombardează. Pe de-o parte cu fotomodelele slabe, frumoase, și iar pe de-o parte cu publicitatea la mâncare super calorică. Deci, noi ne găsim să vrem să fim frumoase ca modelele, dar să și mâncăm. Nu e posibil așa ceva. Societatea de astăzi ne face o spălare a creierului cu publicitățile. Ați văzut câte publicități de mâncare de aia plină? E normal, e foarte bună, dar e bună aici și după aia înăuntru face dezastru. Face dezastru. Degeaba ne prostim și zicem, mai lasă că când ai fi bătrân, nu este așa. Vă rog din suflet să vă gândiți la viața voastră, pentru că acum, la 40 de ani, e lume care moare de infarct. Nu e posibil așa ceva. Băi, nene, la 40 de ani ești încă tânăr, mai ai o viață înainte. Trebuie să-și crești copiii, să-ți vezi nepoți. De ce să-ți distrugi viața în halul ăsta cu mâinile tale? Ok, am slăbit 31 de kilograme în 4 luni. Acum sunt la 33. Cu un program simplu, la îndemâna oricui, fără să renunț la plăcerea de a sta împreună cu cei dragi la masă. Și mai ales, voi știți că eu, cu faptul, bine ați văzut clipulețele trecute unde v-am explicat, intrați în caloriile alea, poți să mănânci o ciocolată, dar fără să treci în afara caloriilor pentru a slăbi. Dacă nu ai nevoie să slăbești, ai calorii mai multe și poți să-ți permiți să mănânci o ciocolată mai mare, o bucată de pizza mai mare și chiar și la dietă. Deci eu, de exemplu, astăzi mi-am făcut pentru prânz pizza, dar diseară o să mănânc mai puțin, o să intru în caloriile mele de zi cu zi care mă ajută să mă mențin sau să zlăbesc. Deci în acest program, în primul rând, o să găsiți o dietă personalizată, pentru că fiecare suntem în felul lui. Și mai ales o dietă personalizată în bază la vârstă, pentru că sunt foarte multe fete de 15, 16, 14, 12 ani care mă urmăresc, care îmi cer sfaturi cu dietă. Voi, fetelor, trebuie să aveți o dietă personalizată pentru că sunteți, și nu numai voi, toată lumea, dar mai ales voi, pentru că sunteți în creștere și aveți nevoie de mai multe calorii, de anumite alimente și așa mai departe. Deci, în primul rând, o să aveți o dietă personalizată. În al doilea rând, asistență în fiecare zi. Deci, eu o să vă dau numărul meu de WhatsApp și o să vă urmăresc în fiecare zi. După aia aveți nevoie de un cântar ca să vă cântăriți. Un cântar de bucătărie, pentru că trebuie să cântăriți mâncarea, este foarte important să cântăriți mâncarea, și un metru de croitorie ca să vă luați măsurile. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-mi scrieți o e-mail la janina.iana@gmail.com. Costul este de 25 de euro, adică 140 de ron pe lună. Cred că este o cifră destul de acceptabilă ca o persoană să vă ajute o lună de zile să țineți o dietă și să slăbiți. Eu în prima lună am slăbit aproape, nu aproape, am slăbit 12 kg, deci funcționează. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style, să lăsați un like, să vă abonați și la canalul de vloguri.
Și duceți-vă în linkul din infobox. Ciao!